Eu cred că românii sunt sătui de tot felul de dezinformări și aud în continuare și nu reușim să ieșim din paradigma aceasta de a minți cetățenii și a merge în fața lor pur și simplu cu argumente pentru a ne vota candidații. De exemplu, eu nu văd de ce persoane aflate aici în platou nu pot să spună, da, domnule, uite, mergem la dezbatere, pentru că Victor Ponta a guvernat excepțional, românii trăiesc mai bine, li s-au dublat pensiile, li s-au dublat salariile, exact așa cum li s-a propus în campania anterioară. Noi să spunem, uite, Klaus Iohannis are un program pentru România următorilor 20 de ani, un program care să vizeze educația, pentru ca tinerii să rămână în țară și să-și găsească un loc de muncă, un program pentru a aduce investiții străine și a crea locuri de muncă. Astea sunt temele și astea sunt subiectele. Nu cu aruncatul mingii de la unul la altul, că se teme, că gândește în română. Este o minciună, este o minciună spruntată, pentru că eu îl cunosc pe acest om din anul 2000 și am lucrat cu el. Este un manager excepțional, gândește și vorbește mai bine decât 100.000 de alți politicieni care stau toată ziua prin talk show-urile de televiziune. Trei, pentru el vorbesc proiectele, lucrurile concrete și cei care l-au cunoscut l-au votat cu 74% și cu 70%. Așadar, vă invită la dezbatere. Dacă nu, nu vă faceți probleme. Nu muriți de grija domnului Klaus Iohannis, pentru că va participa la emisiunea de televiziune. Dar noi nici nu putem merge să în teritoriu, se întâlnește cu cetățenii acestei țări și schimbarea se va face. Fie că vă doriți, fie că nu vă doriți. Eu sunt un om care stă în tranșee și merge zi de zi, oră de oră, printre cetățeni. Și vă spun, oamenii sunt sătui de minciună, de jignic, de atacuri la persoană. Oamenii sunt sătui ca sărăcia să fie distribuită. Oamenii sunt sătui să mai vadă, să mai audă din gura politicienilor promisiuni și ei să nu-și găsească un loc de muncă în țară și să fie nevoiți să plece în străinătate, iar dacă sunt în străinătate să fie tratați cu aroganță maximă, astfel încât domnul nici măcar Dobre, să nu le fie permis să voteze. Replică,